Eșecul este inevitabil în realizarea obiectivelor. Toți eșuăm, dar unii catastrofizează eșecul, pe când alții aproape că nu sunt afectați de el. Care este diferența? Nu o să-ți țin pledoarii despre cât este de importanță ai încredere în tine și că este normal să eșuezi. În acest video vom analiza efectele negative din plan mental ale eșecului și, mai important, dacă suferința ta de pe urma eșecului este una paralizantă, născută dintr-o traumă emoțională. Dacă ai capcana mentală de eșec, cel mai probabil ai senzația că ești un ratat, că tot ceea ce este succes pentru tine nu este justificat, că ești un impostor, nu-ți poți asuma credit pentru reușitele personale și nu te poți bucura de roadele muncii tale, fie ele și minore. Cum se manifestă eșecul? Ai senzația că ești destinat eșecului. Chiar dacă ai succes în lumea reală, în cea interioară te simți un ratat. În general, modalitatea cu care abordezi provocările este fuga. De ce ai avea nevoie să încerci dacă oricum crezi că vei eșua, te întrebi. Evitarea se petrece prin procrastinare. Te autosabotezi și astfel îți faci munca mult mai slab decât ai putea de fapt. În continuare, dorim să vedem dacă eșecul pentru tine are origini într-o traumă emoțională. Prin urmare, gândește aceste enunțuri cu inima și nu cu mintea. Când răspunzi la ele, bazează-te pe ceea ce simți. Simt că am eșuat în privința succesului profesional. Simt că am puține succese profesionale. Majoritatea oamenilor de vârsta mea au mai mult succes decât am eu. Simt că nu sunt la fel de inteligent ca majoritatea oamenilor pe care îi plac. De-a lungul vieții am avut doar eșecuri. Mă simt jenat și inferior altora, întrucât sunt sub nivelul lor de performanță profesională. Simt că n-am vreun talent special care să conteze. Am impresia că ceilalți mă consideră mai competent decât sunt de fapt. Niciodată nu dau randament maxim. Simt că nu mi pot atinge potențialul. Iar acum hai să vedem când eșecul nu este capcana ta mentală. Bun, acum trebuie să enumerăm originile capcanei eșecului. Erai des criticat pentru performanțele avute în copilărie. Te comparai cu părinții tăi care aveau rezultate și succes. Erai intimidat de performanța lor și ai ajuns la concluzia că nu vei putea egala asemenea performanțe. Se poate ca părinților tăi fie să nu le fi păsat de succesul în viață, fie să concureze în vreo formă cu tine. Nu își doreau să ajungi prea sus din diferite motive. Nu erai la fel de bun la sport sau învățătură precum erau alți copii. Așa că ai depus un efort suplimentar pentru a compensa sentimentul de inferioritate pe care ți-l impuneau. Ai fost comparat cu frații tăi, crezând că nu vei ajunge niciodată la nivelul lor. Te-ai simțit inferior față de colegii tăi din diferite motive: statutul social al părinților, nivelul de educație, siguranța financiară sau orice altceva. Nu ți s-au impus limite și nu ți-au fost oferite sancțiuni. Astfel, nu ai dezvoltat abilități la momentul potrivit, iar când contextul te forța să performezi la școală sau la job, ai avut inevitabile eșecuri. Tratament pentru trauma eșecului. Observă dacă sentimentul de eșec este unul care se leagă de realitate. Chiar ai eșuat în ceva sau este doar vorba de capcana proprie care îți distorsionează percepția asupra rezultatului? Caută-l pe copilul interior din tine și ajută-l să realizeze că nu a fost tratat corect. De multe ori este vorba despre părinții care împing copilul pe un drum care nu se potrivește cu înclinațiile sale naturale. Părinții își proiectează neajunsurile sau dorințele pe copiii lor, iar aceștia probabil că nici măcar nu au talent, construcție fizică sau înclinație pentru domeniul respectiv. E nevoie să realizezi că nu a fost vina ta, ci că pur și simplu a fost o nepotrivire între caracterul tău și domeniul ales. Folosește scrisori și imagerie pentru a-ți exprima toate nemulțumirile și a le scoate toată durerea afară. Devino conștient de talentele, abilitățile și reușitele în domeniul în care activezi. Principalul mod de a manifesta sentimentul eșecului. Compensezi capcana prin a deveni bun în alte domenii decât cel profesional sau în cel în care te simți un ratat. Problema este că viața e precum roata de la bicicletă. Se sprijină pe mai multe spițe pentru a continua să meargă, nu doar pe una.
Prin urmare, nu poți fugi de responsabilitățile din celelalte domenii la nesfârșit. Dacă, spre exemplu, ai succes doar în plan profesional, dar nu ești capabil să ai o relație, să-ți faci prieteni, ai o greutate peste medie și nu ai niciun hobby care să-ți hrănească sufletul, clar este o problemă și nu vei putea supracompensa complexul tău de inferioritate la nesfârșit. Trebuie să-ți asumi responsabilitatea și să produci rezultate în acele domenii ale vieții care sunt importante pentru tine. Nu te mai ascunde în zona ta de confort. Totodată, învață să te bucuri de fiecare mic succes și mergi spre următorul. Eșecul duce la evitare și procrastinare. Ai grijă la evitare. Practic, de-a lungul timpului, ai evitat să îți expui punctele forte și ai concentrat atenția pe cele slabe. Trecutul tău a scos în evidență la ce nu erai bun, nu la ce te reprezenta. Ești nevoit să te reîntorci în trecut și să găsești talentele tale înnăscute, ceea ce te reprezintă cu adevărat, iar apoi să te reprofilezi. Nu privi foarte departe după ce le-ai găsit într-o primă fază. Fă-o gradual. Prima dată doar caută să resimți bucuria acelei activități, după care împărtășește rezultatele cu ceilalți oameni și convinge-te de performanțele tale. Poate fi vorba de pictură, dans, sport sau cântatul la un instrument. Ulterior, de-a lungul timpului, perseverând, poți chiar să te reprofilezi și să-ți faci o carieră frumoasă din ceea ce te reprezintă. Niciodată nu este prea târziu pentru o schimbare. Tu ai oportunitatea de a începe chiar de astăzi. Dacă ți-a plăcut acest clip, oferi un like și un comentariu cu părerea și experiența ta despre acest subiect. Mai important, abonează-te la canalul SEMPED dacă te interesează psihoeducația. Până data viitoare, ai grijă de sănătatea ta mentală.